Domnul George, am o știre pentru dumneavoastră, da, dacă îmi permiteți. Sigur. Judecător... Domnul George, stai că mi-a sărit, da, acum. Ca să vezi cum e. Ca să vezi cum e, domnul mie George. Place. Dăm să strâng mâna la ușă, foarte frumos. Îmi place. Nu zice foarte. Judecătorii de la Sofia decid astăzi dacă o vor trimite pe Elena Udrea în România. Asta, mă, că telenovela asta e ca tânăr și neliniștit, să mă. Exact. Are Ia atent, doar că astăzi, știi că expiră termenul în care, potrivit legii, Curtea de Apel de la Sofia trebuie să ia o decizie în cazul extrădării fostului ministru al turismului. Aici nu prea mai merge. Doar că mai jos, dacă citești bine, știi că a fost, are o pedeapsă de 6 ani, gala, bute. Am și uitat naiba de ce era stată doamna. Păi aia e, că la primul episod. Acum, deci au spus mai sus încă o dată, ca să dau citire să nu greșesc, spune așa. Astăzi expiră termenul în care, potrivit legii, Curtea de Apel din Sofia trebuie să ia o decizie în cazul extrădării fostului ministru al turismului. Ce înțelegi? Astăzi? Azi ori niciodată, croiește-ți altă soartă, bravo. E, mai jos zice așa, ce s-ar putea întâmpla după termenul de astăzi? Și ai trei puncte. Unu, variante. Dacă trei variante. Așa. A, dacă judecătorii admit extrădarea, da, doamna Elena Udrea se va întoarce în arestul de la, din Bulgaria. Locul și data la care Udrea va fi predată va fi convenit ulterior între parchetul general din Bulgaria și autoritățile române. Deci, dacă domnii judecători admit extrădarea, e clar, fiind în România, doar trebuie să înțeleagă, bă, în două zile, trei, la ora cu tare, când sunt niște lucruri de făcut. Doi, dacă judecătorii resping extrădarea, Elenei Udrea, ea trebuie pusă în libertate, având în vedere că decizia Curții de Apel din Sofia va fi una definitivă. Și trei, aici îți dau temelie, e posibil ca avocații fostului demnitar român să ceară o amânare nouă a procesului. Nu mă aștept, în acest caz, judecătorii pot prelungi procedurile de punere în aplicare a mandatului european de arestare cu încă 30 de zile. Iar doamna Elena Udrea ar putea renoi cererea de arest la domiciliu. Deci e ultima zi, dar nu e, că dacă judecătorii mai cer o amânare, se mai poate 30 de zile, vă înțelegi? Ce mesaj ar avea românii pentru doamna Udrea, o să mă întreb. Acum toată lumea ce, bă, da. Vine ziua asta mare. Bă, sigur, asta se decide. Adică toată lumea e cu sufletul la gură. Gospodinele, na, ce, nu mai gătește nimeni nimic. Da, n-a mai băgat nimeni aspiratorul. E, dedicația românilor pentru doamna Udrea, ți-o arăt eu acum. Fii atent, ea sună cam așa. Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine, să pornim la drum. Ia uite. Ne așteaptă casa voastră dragă, e la verde și poate. Ok, mulțumesc mult de tot, Corea, deși are o casă închiriată la Sofia, dar e închiriată, da, bă, ca la noi acasă. Deci eu cred că românii noștri o vor aștepta cu flori la aeroport. Da. Doamna Udrea, bine ați venit! Cu pâine, cu sare, gustați niște sare românească. Lăsați sarea de mare, că... Haideți să vedem ce... Apropo, ia stai, că dacă tot m-am apucat, asta ce zodie este doamna Udrea? Stai așa, stai. Că eu sunt sigur că nici doamna Udrea nu mai știe, a mai pierdut din episoadele acestei telenovele. Nu, așa. Eu îmi pare că dacă o sunăm acum, efectiv e la mod, bă, nu mai știu în ce pas sunt cu procesul ăsta. Nu mai știu, că n-am mai citit nicio presa. Ce zodie? Este 26 decembrie, este Capricorn, mă. Capricorn, hai să vedem ce-i dă. Fiți atenți la Capricorn să vedem dacă hai acasă, hai cu mine, e valabilă sau stau aici, că-i mai bine. Hai, Viviana, dă-i până la bine. Ia-o și tu cu berbec, cu tot ce trebuie. Noi, da, la Capricorn începem cu începutul, dar vom fi foarte atenți la zodia Capricorn. Dragii mei, vorbesc în principal cu berbecii. Te preocupă sănătatea și starea ta de bine. Te gândești să schimbi ceva în relațiile cu ceilalți. Taur. Îți apar drumuri scurte de interes de serviciu. Azi ai parte de coincidențe. De asemenea, micul benefic îți vine cu bucurii. Gemeni. Nu te lăsa obosit de prea multe gânduri. Bucură-te de viață, de pasiunile tale și petrece timp cu persoanele dragi. Rac. Îți faci prea multe griji pentru persoanele din familie. Azi e bine să îți redecorezi casa. Leu. Ai idei bune, ai inițiativă și le comunici cu ușurință celor din jur. Pui în aplicare un proiect foarte bun. Fecioară. În prima parte a zilei ai energie. Te concentrezi pe planurile tale personale și profesionale. În a doua parte a zilei ai nevoie să te deconectezi. Cel mai bine ar fi să ieși la o plimbare în parc. Balanță.
Dis de dimineață poate nu ai așa multă energie, dar îți revii pe parcursul zilei. Te preocupă lucrurile practice. Scorpion. Azi ideile tale sunt susținute de cei din jur, un proiect drag ție prinde contur. Săgetător. Viața ta profesională este în prim plan. Faci un schimb de idei la locul de muncă. Capricorn. Stop! Aici lăsăm puțină pauză. Deci, oftăm. Capricorn. S-a așezat, da? Calm, rar și la medie. Acum aflăm adevărul. Gol-goluț. Ideile bune din zona profesională sunt puse în practică astăzi și îți aduc împlinire. Interpretabil. Asta a fost tot? Asta a fost tot? Băi, exact ca procesul. Ne-a lăsat în ceas. Da. Nu poți să dai suntem seama. Suntem în coadă de pește. Ok, am înțeles. Hai să mergem mai departe. Vărsător, spune-ți părerea deschis. Tu mereu ai idei avangardiste. Poate chiar vei câștiga ceva din asta. Pești, ai o zi norocoasă. Munca ta dă roade. Întâlnești oameni deosebiți astăzi. Acestea au fost previziunile astrale. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Instagram Astrologul. Astrologul! Uite că și la Gemeni astăzi ceva probleme la locul de muncă. Ce să nu-mi scape? Vezi că ai o coajă de banană acolo. Hai să nu alunești pe ea. Să că te-ai enervat și ai dat un Are fulat. Astrologului. Voiam să spun să vă uitați la Elena Ștefan, astrologul nostru care vine în fiecare luni și să vedeți acolo mai multe informații despre zodii. Bun. Ne uităm. Dragii mei, vă spuneam că România, din nefericire, s-a împiedicat așa seară în Bosnia, iar românii, bă, orice până la umor. Da. Te s-au apucat să scrie niște comentarii pe Facebook, nu pot să nu citesc două, trei, foarte bune. Deci fii atent, George, fii aici. Un domn. Mai bine ar merge toți la pus de gresie. La fotbal i-am văzut. Una, doi. UEFA decide să mai pună în joc un trofeu. Premiul de papă lapte. Sau zmeura de aur în fotbal ar trebui introdus. Zice, am nevoie de o echipă la cules de cireș în Spania. 1700 de euro, cazare plus mâncare. După care zice... Bă, numai 1 și 1, mă. Mai bine făcea selecția din Liga a doua, o să avem rezultate mai bune. Și asta este, asta este absolut senzațională. Fii atent aici, deci un... unde e măcar la ce ai găsit asta, asta, da. Zice, bă, la cum joacă echipa națională, ne bate și Dinam. Excelent. Excelent. Nu mai râde, mă, că se chinuie și ei. Și Dinamo se chinuie și România. Dar chiar ca națională poți să retrogradezi? Doar din urnele valorice, nu? Da, joci doar cu tine aici, tu cu tine. Pui... joci echipa mare cu U21, U19. Și cu insulele Vanuatu. Dar vezi că insulele Feroe, da? Insulele mare echipă. Nu, păi nu ne mai comparăm cu Feroe. Insulele Feroe, vin cu bucătare. Abia au pierdut cu 1-0 după ce au luat două cartonașe roșii. Da? Deci abia au pierdut cu 1-0 după ce au luat două cartonașe roșii. Noi și dacă mai băgam doi pe teren, tot pierdeam.